Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna și de a nu se descuraja. Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și căruia nu era rușine de oameni. Și mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el și îi spunea: „Fă-mi dreptate împotriva dușmanului meu.” Dar mult timp el nu a voit. Apoi și-a zis: „Deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine, pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuși dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină și să mă tot bată la cap.” Iar Domnul a zis: „Ați auzit ce a spus judecătorul nedrept. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, chiar dacă îi face să aștepte? Vă spun că le va face dreptate repede, dar când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ?” Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, în timpul seminarului, când mă pregăteam să devin preot, am avut ca părinte spiritual pe preotul Gheorghe Patrașcu, un preot franciscan, primul preot din satul meu natal, care știam că a făcut și mulți ani de închisoare. Într-o conversație a noastră, l-am întrebat ce a făcut el în închisoarea de la Râmnicu Sărat, pentru că a stat și acolo vreo câțiva ani, într-o izolare totală, deci nu avea pe nimeni în celulă. Și el mi-a răspuns așa: „Crede-mă, nu mi-ajungea ziua să-mi spun toate rugăciunile. Mă rugam rozariu, făceam meditație, celebram liturghia, sigur, fără consacrare, dar știa din memorie toate rugăciunile liturghiei, și am scrijelat cu degetul pe pereții celulei 14 semne ale Sfintei Cruci și făceam calea crucii o dată, de două ori, poate de trei ori pe zi. Nu mi-ajungea timpul, ziua, ca să-mi termin rugăciunile”, îmi spunea părintele Gheorghe Pătrașcu, Dumnezeu să-l fericească. Mi-am adus aminte de această conversație cu părintele Pătrașcu, tocmai pentru că în prima lectură se vorbește despre Moise, care stătea pe munte, pe deal, cu brațele ridicate, pentru ca ceilalți, Iosue, care luptau, să câștige bătălia. Sigur, este o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi în biserică, pentru că noi suntem acum aici, în rolul lui Moise, cu brațele ridicate spre cer, pentru ca și noi, dar și cei care sunt în afara bisericii, să câștige bătăliile. Bătăliile spirituale, bătăliile umane, orice fel de bătălie în care Dumnezeu să aibă prioritate și omul să se bucure de viață. Așadar, asta este structura bisericii noastre. Unii stau în interior și se roagă pentru ca ceilalți din afară, din exterior, să câștige bătăliile spirituale. Și gândul acesta m-a întors din nou la părintele Pătrașcu și la toți cei care au făcut pușcărie, închisoare în timpul dictaturii bolșevico-comuniste, pentru că unul dintre dânsii, nu mi-amintesc care, dar cred că este un episcop martir greco-catolic, a spus că ei în interiorul închisorilor se rugau pentru ca ceilalți rămași afară să nu cedeze și să câștige lupta aceasta spirituală împotriva răului. Așa este, prin rugăciune devenim și noi învingători. Prin rugăciune putem să câștigăm lupta cu cel rău și rugăciunea este o expresie a încrederii noastre în Dumnezeu. La sfârșitul Evangheliei de astăzi se vorbește despre, se face trimitere către credința în Dumnezeu, dacă va mai exista credință. Este varianta sau dimensiunea ei existențială, dacă vreți, sau psihologică, aceea de a ne încrede în Dumnezeu. Aceasta este credința despre care vorbește Iisus și care se întreține și se hrănește prin rugăciune.
Astfel că între rugăciune și credință există o relație foarte strânsă, am spune noi, circulară, să trece dintr-o parte într-alta. Cine crede, se roagă și cine se roagă, crede. Cu alte cuvinte, cele două acțiuni exprimă încrederea noastră în Dumnezeu, dar și nevoia noastră de Dumnezeu. Așadar, rugăciunea este fundamentală pentru oameni și, într-un fel, definește religiozitatea noastră. Mă gândesc la toți cei care stau în mănăstiri sau, poate știu, în alte locuri, fără voia lor și sunt oprimați, sunt presați de evenimente neprielnice sau neprietenoase și își ridică glasul, strigătul lor către Dumnezeu. Această rugăciune, strigăt, cerere către Dumnezeu, exprimă de altfel încrederea întrânsul și nevoia de Dumnezeu. Iată, Iisus ne îndeamnă astăzi așadar să și noi să ne rugăm neîncetat și să nu ne descurajăm și ne dă această parabolă a văduvei care se duce la judecător și cu insistență cere să îi se facă dreptate. Ei, suntem și noi în poziția aceasta, să spunem așa, sau în figura aceasta, imaginea aceasta a văduvei, pentru că ea simbolizează omul fragil, omul, să zicem, limitat, omul care își asumă condițiile sale, să spunem, creaturale, și se recunoaște neputincios. Și de aceea încrederea lui este în Domnul, sau cum ne-am rugat la psalmul responsorial, ajutorul nostru este în numele Domnului, adică este în Dumnezeu sau la Dumnezeu. Așadar, sunt multe forme de a ne raporta la Dumnezeu prin rugăciunea noastră, care capătă și ea diferite configurații, dar trebuie să reținem un lucru mai întâi, și anume că nimeni nu se roagă dacă mai întâi nu precede actul rugăciunii sale de liniște sau de tăcere sau de interiorizare. Nu poți să îl asculți pe Dumnezeu dacă vorbești în continuu. După cum oamenii între ei, dacă nu păstrează puțină liniște, nu se pot auzi unii pe alții. Sau, cum se spune în mod paradoxal, când vorbesc toți, se aude cel care tace. La fel se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Ca să putem să fim ascultați de Dumnezeu, mai întâi trebuie să ascultăm noi ceea ce învață Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu. Iată de ce trebuie să interiorizăm cuvântul Său, să-L lăsăm să cadă în sufletul nostru, în inima noastră, și apoi să formulăm rugăciunea. Rugăciunea care poate avea, să zic așa, forma rugăciunii de mulțumire pentru binefacerile primite, poate avea forma rugăciunii de contemplație, când pur și simplu, printr-un act gratuit, îl admirăm pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Și atât. Nu să-i cerem ceva. Îl admirăm pentru frumusețea sa, pentru simplitatea sa, pentru adevărul său. Nu există satisfacție mai mare pe care poate să o trăiască omul decât aceea de a se oglindi într-un adevăr pe care l-a descoperit. Dumnezeu este adevărul cu amar. Sigur, poate să fie apoi rugăciune care trimite către o anumită formă de angajare în slujirea lui, adică trimite către exterior, către relația cu ceilalți, nu rămâne doar în interior. Există apoi alte forme de rugăciune, cum ar fi cea de laudă sau, știu, de cerere, așa cum am văzut astăzi în Evanghelie. De altfel, la îndemâna noastră, cea mai, să zic așa, folosită, uzitată rugăciune este rugăciunea de cerere. Sfântul Toma de Acvino, când dă o definiție a rugăciunii, el spune că este înălțarea minții, adică a ființei noastre către Dumnezeu, și are două forme principale, de mulțumire și de cerere. În rugăciunea de cerere ne regăsim și noi. Dar, repet, ca să fie o rugăciune autentică, să fie o rugăciune valabilă și să nu ne ascultăm doar pe noi înșine și Dumnezeu nici măcar să nu treacă prin mintea noastră, mai întâi trebuie să păstrăm momente de tăcere, de interiorizare, să-L lăsăm pe Dumnezeu să intre în inima noastră. Sau, cum se spune în exercițiile acestea de meditație și spirituale de interiorizare, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie prezent prezenței noastre, în mintea noastră.
Și după aceea să formulăm rugăciunea care vrem noi, de mulțumire, de cerere, de contemplație și așa mai departe. Rugăciunea de cerere, așadar, este în primul rând precedată de tăcere, de liniște, de interiorizare și apoi este însoțită de conștiința asumării condiției creaturale, adică că noi suntem ființe limitate. Rugăciunea de cerere asta spune în cele din urmă. Nu doar, eu știu, că avem mare nevoie de ceva și facem o listă de, așa să spunem, de necesități, o prezentăm lui Dumnezeu și atât, ci o prezentăm, într-adevăr, o purificăm, acea listă, și trebuie să ne gândim atunci când înaintăm lui Dumnezeu cererile noastre că suntem ființe limitate și avem nevoie de El. Iată de ce se spune la un moment dat că omul este egal cu ceea ce el cere de la Dumnezeu. Și trebuie să ne gândim bine ceea ce vrem de la Dumnezeu. Sigur, sunt și situații simpatice în privința asta. Mi-aduc aminte odată, o mamă se ruga seara împreună cu băiețelul ei de vreo 5-6 ani, pentru că avea un frate preot, și zicea, hai să ne rugăm, dragul mamei, că poate ajungi și tu preot. Și el de acolo spune, mama, ai grijă ce te rogi. Nu prea se gândea să devină preot. Dar asta, mă rog, ca o glumă, însă iată că exprimă cumva, deci, cererea noastră și ceea ce este în interiorul nostru, ceea ce suntem noi în întregime, în ansamblu. Și există o legătură strânsă între rugăciunea de cerere și ființa noastră. În principal, să reținem acest aspect că rugăciunea de cerere ni se, sau cade bine în dreptul nostru, ni se potrivește, noi suntem ființe, deci create, limitate și avem nevoie de ajutor, de aceea trebuie să formulăm rugăciuni de cerere și să le spunem lui Dumnezeu. Chiar dacă unele sunt năstrușnice sau nu sunt poate potrivite, pentru că în fața lui Dumnezeu ele se cristalizează, se purifică, se curăță și ne conduc către ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Fiindcă în cele din urmă, Dumnezeu ni-l dă pe Duhul Său ca să înțelegem care este voința Sa. Și acesta este rodul rugăciunii de cerere. Tot Sfântul Evanghelist Luca spune undeva în capitolul 11, dacă voi fiind răi știți să dați lucruri bune celor care vă cer, cu atât mai mult Tatăl vă va trimite pe Duhul Sfânt ca să înțelegeți care este voința Sa. Și dar rugăciunea de cerere e precedată de tăcere, înseamnă și presupune, invită la asumarea condiției de creatură, de făptură, de oameni, de ființe limitate, ceea ce e foarte potrivit în vremurile acestea, când omul se crede stăpânul la toate și măsura tuturor lucrurilor, că nu mai există nici Dumnezeu, nu mai există nimic, doar El și ce este în mintea Lui, în capul Lui. Mai este un alt aspect care este inclus în rugăciunea de cerere și anume exprimă și încrederea noastră în Cel în fața căruia prezentăm cererea noastră. Sfântul Evanghelist Ioan spune în una din scrisorile sale că a crede în Dumnezeu înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să nu te îndoiești de iubirea lui Dumnezeu care se manifestă în continuu față de noi. A crede, așadar, înseamnă să te încrezi în iubirea lui Dumnezeu față de tine, care nu încetează niciodată. Ea se manifestă în continuu, această iubire. Și se adaugă aici, așadar, credința, adică acel, să spunem, stil de viață care este pătruns de adevărul prezenței lui Dumnezeu în noi, uneori în forme conștiente, explicite, verbale, directe, alteori în forme inconștiente, adică e undeva pe dedesubt. Omul religios ca atare este acela care, deci în continuu l-are pe Dumnezeu, pentru că religie înseamnă relație, legătură, religare din limba latină. Te legi de Dumnezeu prin ceva. Și rugăciunea de cerere este o formă de religie, deci în ghilimele, o formă care ne leagă pe noi de Dumnezeu și rămânem mereu în legătură, în contact cu Dumnezeu. Nu facem lucrul acesta doar atunci când ne așezăm în genunchi sau, eu știu, ridicăm brațele sau împreună mâinile, ci toată viața noastră, de dimineața până seara, deci în continuu, 24 din 24 de ore, de altfel, este o religie, deci o formă
de legătură cu Dumnezeu pe care uneori o conștientizăm în rugăciuni verbale, alteori prin faptele noastre și prin viața noastră. Așadar, credința, în cazul acesta, iată, corespunde rugăciunii de cerere, pentru că este încredere în acela căruia tu îi adresezi cererea ta. Nu e așa că în familie, copiii, de pildă, cer părinților tot felul de lucruri. De ce? Pentru că au încredere totală în iubirea părinților față de ei. Noi de ce n-am face la fel atunci când ne adresăm lui Dumnezeu? Să fim ca niște copii care au încredere fără limite în Dumnezeu Tatăl, în iubirea Lui. Și să-i adresăm toate cererile noastre. Așa se face. Deci, prin rugăciunea de cerere manifestăm, cum am spus, pe de o parte conștiința condiției noastre creaturale și pe de altă parte încrederea totală în iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Dar să ne mai aducem aminte de ceva, și anume că există uneori ispita de a ne ruga mecanic și de a-i adresa lui Dumnezeu cererile noastre într-o formă mai degrabă magică, sau nu știu cum să zic, așa, că Dumnezeu poate să facă orice, chiar și să se substituie nouă înșine. Unii au această convingere și se roagă așa. Însă Dumnezeu nu se substituie ființei noastre. Dimpotrivă, Dumnezeu ne invită ca să facem tot ceea ce ține de noi în direcția respectivă și să îndeplinim noi mai întâi misiunea noastră pentru a obține un lucru sau altul și apoi El ne luminează orizontul pentru ca să împlinim voința sa. Sfântul Ignațiu de Loyola spunea să te comporți în așa fel încât totul ar depinde de tine atunci când faci ceva și să ai conștiința, credința, că tu depinzi în totalitate de Dumnezeu în cele din urmă. Deci, pe de o parte, comportă-te în așa fel încât totul ar depinde de tine în ceea ce tu faci, dar conștiința ta să fie aceea că acțiunea este împlinită în cele din urmă de Dumnezeu. Așadar, avem nevoie de această atitudine, cum am spus, responsabilă. Pentru că rugăciunea nu deresponsabilizează, ci angajează mai mult. Adică ne îndeamnă să facem ceea ce noi cerem. De pildă, unul se roagă pentru pace, dar nu face nimic. Ne rugăm și aici, în biserică, dar nu face nimic. Trebuie să promovăm gesturi de pace, de reconciliere, de iertare între noi și în felul acesta se răspândește o cultură a păcii. Trebuie să facem ceva. Sau cineva se roagă pentru bolnavi sau pentru suferinți, dar nu face nimic. Trebuie să mergi, vizitezi un bolnav, îl ajuți într-o formă sau alta ca să vii în întâmpinarea acelei necesități. Cu alte cuvinte, rugăciunea așadar ne scoate pe noi, din noi înșine și ne duce în întâmpinarea celorlalți. Și cum am spus, ne angajează, ne responsabilizează. Există forme, așa să spun, superficiale de critică la adresa oamenilor credincioși, oamenilor care se încred în Dumnezeu, că ei își pun speranța în lumea de dincolo și nu se angajează în lumea de aici. Aceasta era critica obișnuită în vremea comunismului, când am trăit eu. Dar și cei care sunteți grizonați așa ca mine, vă aduceți aminte probabil de această critică la școală, se mai spunea și, nu știu, și în alte împrejurări, se repeta lucrul ăsta. De aceea biserica trebuia să dispară, pentru că ne deresponsabiliza de la datoriile față de lumea aceasta pământească. Dar nu e așa. Rugăciunea adevărată este aceea care ne face solidari cu cei pentru care ne rugăm, ne face să fim aproape de cei care sunt în necaz, în nevoie și rugăciunii de cerere îi mai corespunde ceea ce noi numim iubirea de aproapele. Și putem spune chiar așa, că rugăciunea de cerere este o altă formă de iubire a aproapelui, pentru că ne angajează în favoarea celor care, pentru care ne rugăm. Dar mai este încă ceva. În rugăciune începem să credem împreună cu Dumnezeu în viitorul frumos al nostru, când ne vom împlini în toate așteptările noastre, ne vom desăvârși și, într-un fel, prin rugăciunea de cerere, susținem viitorul lui Dumnezeu pentru noi și pentru alții. Este o formă elegantă, frumoasă de a mărturisi credința și, dacă vreți, rugăciunea de cerere e o formă de mărturisire a credinței pentru noi înșine, dar și în public.
Și e importantă această rugăciune. Ea a fost uneori, să zic așa, izolată, marginalizată, rugăciunea de cerere, spun că prea ușor ne ducem la Dumnezeu și imediat îi prezentăm lista nevoilor noastre. Să câștigăm la loto, să avem parte de o vacanță bună și, nu știu, și altele, să, nu știu, să găsim un serviciu bun și toate celelalte. Însă nu este așa, ci e viitorul lui Dumnezeu în privința noastră care ne presează într-un fel în prezent și ne determină să ne angajăm în această direcție. Dacă unul se roagă pentru reușită la examene și se roagă sincer, cum am spus până aici, cu momente de tăcere, cu momente de asumare a condiției limitate umane, cu momente de încredere puternică în iubirea lui Dumnezeu, acela cu siguranță se apucă de studiu. Începe să învețe. Nu merge așa tabula rasa la examen și așteaptă să ia 10, ci se apucă de studiu. Prin urmare, rugăciunea de cerere e ceva care ne este nouă specific în calitate de ființe umane, ne exprimă pe noi și aș putea adăuga încă ceva, este gestul semnificativ al modului nostru de a fi oameni, cererea. Și rugăciunea de cerere adresată lui Dumnezeu, dar și celorlalți din jur. Transformă totul în ființa noastră. Și mi-aduc aminte acum de o altă mărturie, tot din închisorile comuniste. Un tânăr a ajuns acolo și din cauza lui, și din cauza, eu știu, conjuncturilor sociale, politice. Nu avea prea mare încredere în Dumnezeu, chiar avea dubii serioase în credință și se certa mai tot timpul și se înjura cu milițianul care îi păzea în balta acolo Brăilei, unde lucrau pentru cauze, bineînțeles, așa, ale regimului din vremea respectivă. Însă tot acolo, împreună cu el, mai erau și doi brudări, doi frați ai școlilor creștine, care au avut școală aici, în clădirea care suntem noi. Acum cu facultate. Erau doi bruderi care erau atât de senini, atât de liniștiți, atât de împăcați cu ei înșiși, ca și cum era locul lor cel mai bun pentru a trăi. Și el îi invidia pe acești călugări pentru pacea și liniștea și felul lor atât de uman, de cald de a se comporta. Și a observat unde era sursa acestei păci interioare și acestei, să spunem așa, vieți senine, deși contextul tot nu, din jurul lor nu le era favorabil. Era în rugăciunea lor continuă. Fie împreună, fie singuri, acei călugări, i-au observat că se rugau mereu. Și în împrejurări, iată, foarte dure, omul reușește să învingă, să treacă peste toate aceste provocări și își păstrează legătura cu Dumnezeu și de aici liniștea și pacea lui sufletească. Și dar, iubiți frați și surori, vă îndemn să vă rugați, așa cum știți dumneavoastră mai bine, să exercitați și această rugăciune de cerere pentru dumneavoastră înșine, pentru alții. Noi avem și în cadrul liturghiei rugăciunea universală. Și gândiți-vă că Dumnezeu, dacă v-a chemat astăzi în biserică și sunteți aici, să vă îndepliniți rolul pe care îl are biserica în ansamblu, în raport cu lumea aceasta, adică de a fi în interior și de a se ruga pentru cei care sunt în exterior să câștige lupta spirituală, adică să câștige lupta împotriva răului și să rămână de partea lui Dumnezeu. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.